Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. După cum bine știți, ne mai despart doar câteva zile de campania electorală, care va debuta pe 9 noiembrie. În luptă vor intra diversi candidați pentru posturile naționale, pentru posturile parlamentare, vreau să spun, dar sigur ele sunt la nivel național, n-am greșit foarte, foarte mult. Dar până când va începe oficial campania electorală și fiecare dintre candidați va veni în fața dumneavoastră în cadrul emisiunilor de promovare electorale, care să anunțăm pe această cale și pe cei care poate n-au urmărit videotextul TV Sighet sau Crawl-ul sau site-ul maramedia.ro. Emisiunile de promovare electorală vor fi contra cost, pentru că este o decizie a CNA-ului. Și în consecință fiecare candidat va veni în fața dumneavoastră și își va expune programul electoral, ce a făcut și cum a făcut. Până atunci însă vă propun să dezbatem câteva subiecte cu cei care au fost, de exemplu, în Parlamentul României până acum. Și în această seară invitatul meu este domnul senator Gheorghe Mihai Bârlea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule senator, am văzut cel puțin în ultima vreme diverse articole în presă, și pozitive și negative, cele mai multe pozitive. Mi-a rămas în minte faptul că într-unul dintre articole vi se spune că sunteți cel mai activ parlamentar din Parlamentul României, mai exact din Senat. Cum explicați, să spunem, această calitate a dumneavoastră? Ca să facem precizările de rigoare, Institutul de Politici Publice din România obișnuiește ca anual să facă evaluări asupra activității parlamentare, atât la nivelul grupurilor, cât și la nivelul fiecărui parlamentar, fie el senator sau deputat. Și din acest punct de vedere, sau în aceste evaluări, m-am situat an de an oarecum pe pozițiile fruntașe. Dacă ar fi să luăm, să zicem, criteriul, numărul de inițiative legislative promovate și devenite lege, mă situez pe locul 2 în Senatul României. După cine? După Senat. Acum a ajuns primar domnul Frâncu, care este acum primar de Râmnicu-Vâlcea, un om cu mai multă experiență parlamentară, care a câștigat alegerile în luna iunie. Apoi, evident, puteți vedea pe site-ul Senatului, asta nu mai sunt chestiuni netransparente. Eu am peste 60 și ceva de inițiative legislative, unele în nume propriu, altele, sigur, sunt conform cutumelor parlamentare, se mai semnează în comun, acolo unde consider că e nevoie de o modificare legislativă sau este oportună ea în un anumit domeniu de reglementare. Am aproximativ 30 de declarații politice și cumulate întrebările și interpelările adresate instituțiilor centrale, respectiv diferitelor ministere, cred că în jurul 5-7, 5-8, 2-6, cam așa ceva cred că am, nu știu foarte exact. Evident că potrivit procedurilor, am văzut și un promo al dumneavoastră vis-a-vis de parlamentari, că n-am semnat nicio moțiune de cenzură. Nu există în practica uzuală să semneze o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. După cum... Bun, între timp au mai fost și altele, nu? Nu, deci n-am semnat nicio moțiune de cenzură împotriva guvernelor cu care am fost așa, ca un partener politic, adică guvernul Bo, guvernul Ungureanu. Iar noi, la guvernul Ponta, n-am pus nicio moțiune de cenzură, am pus moțiuni simple. Aceste moțiuni simple s-au desfășurat în general la Camera Deputaților și deci nu la Senat. Și aș mai vrea să precizez că nu există în practica obișnuită decât în puține cazuri ca cei ce susțin guvernarea să-și interpeleze proprii miniștri. Cu toate acestea, după cum vedeți, eu am interpelat proprii noștri miniștri și destul de insistent, pentru că am venit de fiecare dată cu probleme reale, concrete, rezultate așa din discuțiile pe care le-am avut la nivelul instituțiilor din județ, cu cetățenii. Ca să dau un exemplu, până și acum 2 săptămâni, asociația celor ce se ocupă cu albinele aveau niște nelămuriri. Am interpelat Ministerul Agriculturii, dar și pe probleme de alt ordin, economic,
în domeniul educației, în domeniul învățământului, în domeniul culturii, în administrație publică, în deosebi. În zona agriculturii am intervenit de foarte multe ori, pentru că știți că aici sunt în general foarte multe dificultăți în ceea ce privește subvențiile pentru agricultori și pentru fermierii din România și implicit și pentru județul Maramureș. Deci din acest punct de vedere aș putea să spun că da, activitatea mea parlamentară, reflectată și din perspectiva participării la creația legislativă, dar și ca manieră de a relaționa pe de o parte cu ministerele, pe de altă parte cu cei din administrația județeană, administrația locală și cu cetățenii obișnuiți, cred că a fost una consistentă. Bun, pentru că ați pomenit despre documentarul Bătălia pentru Maramureș, da, a cărui protagonist ați fost și dumneavoastră. Spuneam acolo că nu ați avut nicio interpelare la adresa primului ministru, dar în același timp menționam și faptul că guvernele au fost, să spunem, PDL ale dumneavoastră, ca să continuăm gluma, dacă veți găsi acum un parlamentar care susține actuala guvernare adresându-se primul ministru, asta nu înseamnă că nu se poate, să ne înțelegem. Bun, se poate. Să zicem că nu e neapărat o glumă. Da. Acum dumneavoastră sunteți în opoziție și ca și partid și ca și, să spunem, alianță. Mai există posibilitatea de a face, să zicem, interpelări pentru primul ministru de această dată împotriva lui Victor Ponta? Nu, știți, lucrurile trebuie făcute cu foarte multă responsabilitate și eu nu mă joc. Adică nu la toate problemele trebuie să răspund domn prim-ministru. Dacă am o problemă din domeniul agriculturii... Există pe site-ul Parlamentului acea rubrică, nu? Există, fără îndoială și se poate. Dacă, să zicem, e o problemă de maxim interes național și intră în zona de competență a primului ministru. Sau intră în structurii aflate în subordinea primului ministru. Se poate foarte bine. Dar nu a fost cazul, pentru că problemele pe care le-am abordat eu aveau competență de soluționare la nivelul ministerelor. Deci, ca să lămurim această chestiune. Deci, un parlamentar, prin excelență, are ca atribuție de a participa la creația legislativă. Și, complementar, evident, trebuie să poarte interesele instituțiilor și a cetățenilor din colegiul pe care îl reprezintă. Și am pus extrem de mare accent pe acest tip de relații. Și dacă avem în vedere și pozițiile pe care le-am ocupat, cred că am avut o prestație, să spun, deținută și n-am motive să mă jenez de ea. Sunt vice-liderul grupului parlamentar PDL de 4 ani de zile și în fiecare an, să știți, la începutul fiecarei sesiuni se aleg liderii de grupuri și în această calitate am reprezentat la Bruxelles grupul nostru politic la reuniunile Partidului Popular European. Deci am participat inclusiv în reprezentarea diplomației parlamentare. Președinte de comisie, o comisie comună, Senat, Camera Deputaților pentru Statutul Senatorilor și Deputaților și în același timp membru în Comisia pentru Cultură și Mass Media. Și fac precizarea că activitatea legislativă se dezbate în deosebit în comisii, pentru că atunci când o inițiativă vine în votul plenului, practic ea are sau nu are girul membrilor comisiei, poate sau nu poate fi promovată, știu eu, la nivelul camerei în care te afli și se transferă la altă cameră și în cele din urmă ajunge sau nu ajunge legea. Domnule senator Gheorghe Mihai Bârlea, timp de 3 ani și jumătate ați făcut parte, să spunem, din majoritatea parlamentară. Guvernele Boc, guvernul Traian Ungureanu a condus România. Au fost diverse măsuri care s-au luat, inclusiv tăierea salariilor, probleme care au lovit intens, să spunem, omul obișnuit, omul de rând, care, iată, acum a ajuns să urmărească din nou, pentru că se apropie campania electorală și va urmări în campania electorală ce spun candidații, ce promit. Vor exista aceste emisiuni de promovare electorală în care, sincer, nici nu văd rostul moderatorului, dar până la urmă asta este, în care se vor spune niște lucruri. Sigur, care vor fi, să spunem, principalele teme pe care dumneavoastră în calitate de senator le veți aborda? Și aș vrea să le explicați și telespectatorilor noștri, de exemplu, ce le spuneți în momentul în care ei se vor gândi, uite, au fost cei care au fost la guvernare și ne-au tăiat salariile, pentru că va fi o temă cel puțin a contracandidaților, nu?
Da. Eu am două teme care trebuie să le dezvolt în această campanie electorală. Pe de o parte, să aprofundez ceea ce efectiv am făcut, inclusiv în domeniul și în sprijinul colegiului pe care îl reprezint. Și am avut posibilitatea inclusiv în televiziunea dumneavoastră să o fac. Probabil că acum, în sinteză, ar fi necesar să fac precizări noi, că de obicei electoratul este îndreptățit să te întrebe. Bine, ce-ai dar pentru acolo, noi, exact. Ce ai făcut pentru noi? Ei, acum, cum să spun, eu pot să o iau, de exemplu, și cu Sighetul. Cu precizarea că un parlamentar nu se poate amesteca în problemele executivului local. Sunt niciodată. Dar poate să sprijine. Și în acest punct de vedere, n-ar trebui să uităm că, de exemplu, eu am sprijinit să vină 8 miliarde la Spitalul Municipal din Sighet pentru reabilitarea unor corpuri ale spitalului. Ceea nu e puțin lucru. Am ajutat Muzeul Maramureșan tot printr-o hotărâre de guvern cu niște bani pentru a nu pierde o finanțare europeană pentru reabilitarea unor instalații tehnice în muzeul în aer liber. Am sprijinit ca școlile, liceul numărul 1, școala numărul 2, școala numărul 5 să-și poată achita niște datorii istorice și iarăși am adus aici câteva sume importante pentru reabilitarea lor. Inclusiv, dacă vreți, în transportul local de la Sighet, să știți că am adus prin intermediul unor relații personale, inclusiv un autobuz pentru transportul local, o autoplatformă, iar pentru pompieri, un generator de curent. Sigur, par lucruri mărunte, dar ele sunt importante și ca valoare. Apoi, dacă mergem în vecini, vedeți să termină drumul Valea Stejarului. Eu mi-am adus banii, m-am străduit, inclusiv pentru proiectul de reabilitare, care a fost 1 miliard, plus, în total, cu anul trecut și cu anul acesta, aproximativ 17 miliarde. În sfârșit, cei din Valea Stejarului vor merge pe un drum reabilitat. Sigur că trebuie și de acum încolo bani. Am dat foarte mulți bani la biserici. În total, pe tot Maramureșul istoric, am sprijinit bisericile cu peste 21 de miliarde, ceea ce este fără precedent în ultimii 20 de ani de zile. Iar în Sighet, vă spun, începând cu catedrala protopopului Pop, cu biserica de la pe care unde slujește părintele protopop, cu biserica Sfântul Mihail și Gravil, unde e părintele Tomoiagă, unde e părintele Petrovai, unde este la biserica de la Cămara, biserica greco-catolică. Toate aceste biserici au beneficiat efectiv de sprijinul meu pentru a-și rezolva niște chestiuni de administrație la nivelul parohiei. Dar zic că efortul cel mai important și unde mă regăsesc, și cu asta vreau să lămuresc definitiv o chestiune, că am văzut că circulă diferite speculații cine a făcut și cine va tăia planglica. Nu contează cine va tăia planglica atunci când se vor termina drumurile pe DN18. Important e că mă regăsesc după eforturi consistente împreună cu Mircea Man de 2 ani de zile pentru declanșarea lucrărilor și asigurarea finanțării pe DN18. Iată, mergem acum spre Baia Mare și ai un sentiment de satisfacție. Peste un an de zile, acest drum sau Ive, de asemenea, de la Sighet înspre Borșa. Ceilalți oameni politici care, să spun, sunt contracandidații dumneavoastră în curând, spun că drumul acesta este printre ultimele care se face în țară. Dacă nu interveneam, se făcea în 2014. Și atunci că oricum Maramureșul a rămas în urmă foarte mult comparativ cu celelalte evident, județe. De acord cu noi. Să știți că îi venea rândul în 2014. Mai avem un segment de drum pe care trebuie să-l atacăm și să convingem Ministerul Transporturilor. E vorba de DN19, care începe de la Sighet înspre Negreș, care încă ridică o problemă foarte serioasă. Mergând la nivelul întregului colegiu, Spitalul din Borșa, Spitalul din Vișeu, Pârtia din Borșa și alte atâtea obiective au fost și sunt sprijinite de mine. Pe aducțiuni de apă. Ca și finanțare. Ca finanțare. Pe aducțiuni de apă, pe canalizări. Dacă o luăm din Desești, venim și mergem în Ogna Șuvetag, în Călinești, unde, vedeți, nu erau primarii, să zicem, din echipa noastră. Din potrivă, pentru că eu n-am avut niciodată o astfel de prejudecată că ăia sunt de-ai mei și ăia nu sunt de-ai mei. Pentru mine toți sunt prieteni și oameni cu responsabilități în administrație, indiferent ce culoare politică, ajungând până în repedea sau în poenile de sumunte. Deci am strâmtura,
deci vă repet, cu sume mai mari sau mai mici, dar aproape n-a fost comunitate care să nu fi fost ajutată în această perioadă de mine, și puteți să-i întrebați pe primarii din zonă dacă au avut vreun impediment de a colabora cu mine și dacă n-am fost efectiv oportun și la modul dezinteresat pentru a-i sprijini. Și un om nu poate fi redus așa în biografia lui la 3-4 ani de zile. Aș lega toate aceste contribuții și de ceea ce am făcut consistent și în alte ipostaze ca persoană publică, ca persoană cu responsabilități în Sighetul Marmației, ca om de cultură. Începând, dacă vreți, am avut o contribuție definitivă și decisivă la adusiunea gazului, la podul de peste Tisa și, evident, dacă vreți, mândria mea specială constă în contribuția pe care am avut-o în calitate de co-inițiator și ca director al memorialului de la Sighet. Domnule Gheorghe Mihai Bârlea, este incontestabil că dumneavoastră ca și persoană și ca și personalitate, aș spune, aveți foarte multe calități. Dar în același timp, deseori în mandatul acesta pe care încă mai aveți de senator și probabil că veți avea și după 9 decembrie, dacă sighetenii vor dori acest lucru, s-a întâmplat ca, de exemplu, fostul primar, doamna Eugenia Gogea, să vă reproșeze că nu ați fost foarte activ în ceea ce privește implicarea în problemele comunității sighetene sau în ajutorul pe care ar fi trebuit să-l dați primăriei Sighet. Pe de altă parte, dumneavoastră în campania electorală din luna iunie ați avut un atac destul de dur la adresa automat a PSD-ului și a dânsei. Eu vreau să ne reamintim un pic acest fragment și să ne spuneți ce anume ați reproșat mai exact acolo și ce ați vrut să spuneți. Să vedem fragmentul dacă regia l-are pregătit. Am să spun acum ceva ce mi se va pare că este o acuzație. Vă confirm, este o constatare cu valoare de acuzație. În ultimii 12 ani de zile, Sighetul a fost decuplat de la o dezvoltare organică coerentă ca municipiu și ca oraș. Niciun proiect important nu s-a realizat. Nici o investiție importantă n-a venit în Sighetul Marmației. Nici o oportunitate reală nu s-a oferit pentru investitorii potențiali. Aici, cum să vă spun, orașul a fost gospodărit în maniera gospodinei care spală perderele și ascunde gunoiul sub pat. Avem străzi neasfaltate, avem canalizările făcute pe străzile marginale. Nu e suficient să tai pamplici și să dai drumul la baloane. E nevoie să te implici în ceea ce are important comunitatea și orașul. Din acest punct de vedere, PSD-ul, ca partid politic și reprezentanții PSD-ului în Consiliul Local, poartă responsabilitatea defasării, dacă vreți, și decuplării orașului Sighet de la o dezvoltare normală. Ci știți bine cine și pe cine a reprezentat PSD-ul în Sighetul Marmației. Au monopolizat orașul, dar nu în sensul unei dezvoltări utile, nu în sensul unei afermări. Am făcut așa baloane de săpun. Da. Domnule senator, cine era bine, gospodina deci, care arunca gunoiul sub covor? Să lămurim lucrurile. Să nu credeți că n-am memoria a ceea ce am spus odată, undeva. Eram în campania electorală și acum vă spun încă o dată. Deci eu am insistat de multe ori, nu mai nominalizez, spuneți-mi unde trebuie să, unde aveți proiecte, unde vă este un proiect. Mi s-a spus că există un proiect la București cu Festivalul de Dati. M-am dus, am verificat toate proiectele. Să știți că Sighetul avea 4 proiecte respinse de la începutul anului 2009. Care proiect să-l sprijin? Deci trebuie să vă spun cu toată responsabilitatea. Și dacă cineva îmi poate demonstra contrariul, atunci, cum să vă spun, eu sunt cel care plătesc. Relația mea este una civilizată cu doamna Gogea. Să nu spuneți însă că în Sighet s-au creat, s-au realizat lucruri foarte semnificative care să acopere, zicem, dezideratele noastre așa urbanistice și de nu numai de infrastructură și așa mai departe. Deci nu am avut, cum să vă spun, așa o extensie vizibilă în modernizarea serviciilor publice în oraș. Acum o să ziceți, păi bine, ați fost la guvernare, dar să știți că și între 2000 și 2004,
era PSD-ul la guvernare. Nici atunci nu s-a declanșat un proiect care să impună și care să zice, domnule, trebuie finalizat inclusiv în 2007, în 2008. Deci nu am văzut. Oricând, dar oriunde și cu orice comunitate sunt dispus să sprijin un proiect. Deci vă spun încă o dată, nu am reușit să primesc. Și dacă cineva spune că eu am refuzat să sprijin, atunci... Bun, dar știți cum e cu sprijinul ăsta? Fiecare dintre noi putem să ne declarăm că sprijinim. Și să fie sprijinul acesta poate să fie declarativ, știți dar cum e? Copilul care nu cere, cum să vă spun, nu primește lapte. Și vorba noastră, vă rog să mă credeți. Din păcate, suntem marcați și aici, și la nivel de țară, de niște prejudecăți. Oamenii civilizați trebuie să colaboreze dincolo de, cum să vă spun, de apartenența pe moment la o formulă sau alta de guvernare. Deci, domnule Burle, trebuie... ați simțit în anii aceștia de mandat ca și senator un fel de răceală, să înțeleg, din partea PSD-ului, pentru că acesta era incriminat acolo. Da, un fel de lipsă de comunicare, de implicare din partea celor care sunt reprezentanții PSD-ului? Vă spun că da. Din păcate... Toți pierdem atunci când nu există o comunicare reală, autentică între oameni. Și de ce nu v-aș recunoaște? Că m-aș fi așteptat la o colaborare mai substanțială și, cum să spun, țintită pe obiective benefice pentru oraș. Poate că doamna Gogea ar fi spus, așteptam să vină la mine. Știți cum v-ați așteptat reciproc? Eu n-am întrerupt niciodată dialogul cu doamna Jeni. Eu un om pe care îl respect. Inclusiv în demnitatea de primar. Cum să vă? Deci am avut o relație de respect. O respect și astăzi pe doamna Gogea. Probabil că, în anumit mod mai orgolios, am împiedicat o colaborare mai rezonabilă, nu doar cu mine, ci probabil că și cu alții. În cazul în care, să spunem, după 9 decembrie, veți fi din nou senator de Sighet, cum vedeți dumneavoastră colaborarea viitoare pe care va trebui să o aveți de această dată? Nu se știe din ce poziție. Poate din cea de partid care face parte din guvernare, oricum coalițiile sunt întotdeauna imprevizibile, poate dintr-o poziție de opoziție, cu actuala administrație a municipiului Sighetul Marmației. Nu am nicio problemă să colaborez cu oricine. N-am absolut nicio problemă. Eu port respect pentru toți oamenii care sunt angajați și investiți cu responsabilități publice și am dovedit-o de-a lungul vieții mele, sunt disponibil pentru orice tip de colaborare și să ajut în limitele competențelor mele. Nimeni poate cere ce nu mi-este în competență, cum să spun. Și eu ar vrea să fac un castel, dar... Bun, dar trebuie să treceți puțin de partea declarativă a lucrurilor. Deci pot, vă asigur de acum că n-am nicio problemă. N-am avut nici până acum, v-am spus, impedimentele probabil că, mă rog, canale de comunicare nu ne-au fost în mod egal deschise. Între noi, între așa, instituțional vorbind, știți? Deci nu am nicio problemă, dimpotrivă. Eu sunt cetățean al acestui oraș. Aș fi putut de atâtea ori și prin profesia pe care doar sunt la Baia Mare și mă mut la Baia Mare. Să am, dacă vreți, un mai mult confort, să-mi fac naveta. N-am făcut-o pentru că sunt profund legat de Sighetul Marmației, începând cu copilăria mea și cred că a marcat viața culturală, viața publică din Sighetul Marmației și prin contribuțiile mele. Deci vreau să-mi duc, dacă vreți, condiția de cetățean al Sighetului până la capăt și să contribui în continuare cu tot ce omenește pot să fac pentru oameni și pentru comunitate. Domnule Bârle, și nu numai pentru Sighet, să ne înțelegem bine, pentru că în calitate de senator am treabă cu comunitățile din Remeț până în Borșa. Ați fost ieri, dacă nu mă înșel, la lansarea candidaților Alianței România Dreaptă. V-aș întreba care a fost atmosfera. Cel puțin de pe televiziunea națională a părut una glacială, dar în același timp și amuzantă, dacă ne gândim la Traian Ungureanu, care a făcut diverse semne, fie electorale, fie mai puțin... Acum, cum să vă spun, fiecare alege o manieră de a se exprima public atunci când își lansează candidații, nu? Dacă colegii de la USL au înțeles să facă o manifestare grandioasă pe stadion, noi am înțeles că această operă să o facem la operă, dacă îmi dați voie,
Se fac un... Da, mi-a plăcut și mi-a plăcut și să spunem și... formula de colegii da. Noștri, adică și... nu v-ați da. Situat în opoziție, deși sunteți în opoziție la ora actuală. Deci a fost o manifestare cu mai puțin fast, mai reținută, mai sobră, ce-i drept, nu glacială, mai sobră, evident Traian Ungureanu, un spirit extrem de subtil și cu foarte mult umor. El inventează spontaneitatea retoricii lui, multe figuri verbale sau non-verbale. Dar problemele trebuie, cred, să le vedem pe fond. Va fi o competiție electorală extrem de serioasă. Unii zic dură, eu zic că va fi o competiție foarte serioasă și ea trebuie să fie o competiție între oferte, pentru că România încă n-a ieșit din criză și trebuie să ne coresponsabilizăm toți, indiferent că ne aflăm la putere sau în opoziție, ce e de făcut pe mai departe. Va urma un an 2013 extrem de dificil pentru toată lumea. Dacă nu vom avea grijă să repornim dacă zona economică, să creăm locuri de muncă, atunci pe fondul unor datorii care devin scadente, putem avea probleme dificile pentru toți. Și nu este de dorit, pentru că poporul român a plătit cu foarte mult sacrificiu, cu un sacrificiu extraordinar în perioada aceasta de criză economică. Nu numai noi, și alte țări. Dar noi nu avem încă potențialul economic a celorlalte țări care la rândul lor trec prin crize. Că una e criza, să zicem, în Spania și alta e criza în România. Suntem pe final. Aș vrea să vă întreb care considerați că sunt contracandidații principale ai dumneavoastră. Sunteți din nou în competiție, ați fost senator timp de 4 ani de zile, va trebui să le spuneți sighetenilor și ce ați făcut, dar și mai ales ce urmează sau ce vă propuneți să faceți în condițiile în care configurația Parlamentului, dacă lucrurile sunt conform sondajelor de la USL, Parlamentul va fi predominant USL. Dar în același timp poate găsiți și alte variante de a colabora cu ei. Ce va fi pentru senatorul Gheorghe Mihai Bârlean? Scenariile politice vor fi definitive abia după 9 decembrie și cred că sunteți convins de acest lucru. Fără îndoială că avem de-a face cu o construcție, două construcții puternice în prim plan. E vorba de Alianța România Dreaptă și de Uniunea Social-Liberală. Celelalte partide, mă rog, Partidul Poporului, poate ele Dan vor face Diaconescu, diferența. Uneori partidele mici pot decide formulele de guvernare. Au fost sunt partide nu? De 6-7% care pot decide de fiecare dată formulele de guvernare. De aceea vă spun că finalul se joacă după 10 decembrie. Președinte Traian Băsescu cândva spunea soluția imorală, soluția imorală Partidul da? Conservator. Va fi pe PDD-ul de data asta soluția imorală? Eu iarăși am să spun, nu vreau să fac atribuiri de acest gen, dar atunci când cineva intră în Parlament, el reprezintă o realitate electorală. Și să nu ne imaginăm că se va putea face abstracție de o formulă politică care a intrat în Parlament cu 6-7-8%. Toată lumea trebuie să stea la masa dialogului politic. Deci asta n-am nicio îndoială. Mai e și UDMR-ul care poate să intre UDMR-ul, UDMR-ul e o formațiune cu foarte mult exercițiu la guvernare și a zice că, mă rog, de obicei vine cu oameni destul de competenți. Evident, UDMR are și propriile obiective și de fiecare dată le urmărește cu tenacitate. Orice formațiune politică are anumite obiective. Eu știu că, în primul rând, mă lupt cu reprezentantul USL-ului. Eu respect orice competitor la Vinicio, cu condiția ca la rândul lui să aibă și demnitate și onestitate și să nu mintă. Păi, am mai auzit mințind, dar eu sper că se vor corecta. Bun, asta e o patimă a da. Casei politice românești da. În general. Nu, să știți că nu prea-mi permit să mint. Nu mint. Nu mint, nu mint, nu pentru că sunt om politic. Pentru că mă respect pe mine. Deci nu, dacă alții mint, n-au respect nici față de propria persoană. Mai aveți un contracandidat, pentru că spun aveți în sensul că sunteți senator al României, pe Vasile Vlașin.
A, da, la știu, PPD. El a fost la noi, mă rog, el și-a găsit acolo da, liniștea. Trebuie să cunoașteți foarte bine, pentru că a trecut și pe la PSD, a fost bine, și pe la PDL. Ca, da, a fost cam peste tot. A fost peste tot, motiv pentru care l-am auzit făcând tot fel de comentarii așa și jenante și prin modul cum pune problema, dar refuz să mă cobor la un comentariu cu cineva care nu înțelege că o competiție politică înseamnă și argumente, dar și decență. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță ne vom revedea în campania electorală. Poate ne veți onora și invitațiile la dezbaterile pe care le vom pregăti în cadrul campaniei electorale. Eu vă aștept cu drag, să sperăm că vor veni și ceilalți candidați. Până la ora actuală toți spun dezbaterile mai vedem. E destul de greu să intri în competiție. Particip, dar, mă rog, să vedem ce strategii locale sunt sau naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prima parte a emisiunii Sighetul de azi. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva momente. Publicitate. Părplast S.A. comercializează prin magazinul Nova. Găleată 10 litri la numai 4,50 lei. Găleată 12 litri cu storcător la numai 7 lei. Vopsea lavabilă Werker, linie profesională 15 litri, 69 lei. Lăs plastic pentru depozitare la 19 lei. Ghivece speciale și pământ pentru flori. Butoaie și damigene cu robinet de la 20 la 250 litri. Pubele Euro cu rotile 120 de litri, 110 lei. Damigene de sticlă cu coș plastic de la 10 la 54 litri. Nova, în fiecare zi îți oferim ceva pentru casa ta. Nova, cele mai bune prețuri din oraș. Fii și tu la modă, schimbă-ți garderoba. Complexul Emanuel îți aduce acum colecția de toamnă-iarnă. Încălțăminte și îmbrăcăminte de sezon pentru adulți, cămăși, rochii de mireasă, costume pentru ocaziile speciale din viața ta. Bucură-te! Noua colecție de toamnă-iarnă te așteaptă la magazinul Emanuel. Prețurile accesibile și gama variată de produse pentru întreaga familie sunt cartea noastră de vizită. Complexul Emanuel, vis-a-vis de Parcul Central. Ai nevoie de o schimbare în casa ta? Acum e momentul! Vino la Bizon, în showroom-ul de pe strada Dobăiești numărul 11 și ai ocazia să-ți alegi scaune și mese de toate tipurile, din lemn masiv, tapizate cu schelet metalic, din PAL sau din MDF. Poți să-ți achiziționezi la prețuri promoționale diverse fotolii, canapele, colțare, toate la o calitate superioară. Te așteptăm la Bizon de luni până vineri, între orele 8 și 16, pe strada Dobăiești numărul 11, în incinta firmei Ita Production. Relații la telefon 0744-398-052 sau 0744-512-057. Bizon, cu noi stai bine! Colibri Tour, transport internațional de persoane de la destinație la destinație, plecări săptămânale cu autocare de lux la cele mai bune prețuri. Spania 85 de euro, Austria 60 de euro, Germania 80 de euro, Belgia 80 de euro, Anglia 80 de lire. Informații și rezervări non-stop la telefon 0740-882581 și 0262-224-680. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. După cum vă spuneam, campania electorală se apropie, candidații se pregătesc și ei să ia startul. Unul chiar a furat startul mai zile trecute, publicându-și în ziar deja macheta electorală. El a fost taxat de către judecători și, mă rog, a suportat consecințele. Noi, în schimb, vă prezentăm în cadrul emisiunii Sighetul de azi câți mai apucăm dintre candidații
la alegerile parlamentare. În prima parte a emisiunii l-ați văzut pe domnul senator Gheorghe Mihai Bârlea, care candidează din nou pentru Senat din partea Alianței România Dreaptă, iar în partea a doua, invitatul meu este și cel căreia eu i-a spune surpriza alegerilor parlamentare, fostul nostru coleg Nicu Iuga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Nicu Iuga, candidat pe PDD, personal pot să spun că am fost surprins de faptul că până la urmă ai luat această decizie, având în vedere că iată, te știu de 2 ani și ceva, de când faci emisiuni la TV Sighet. Și spun surprins pentru faptul că nu mi-am chipit niciodată că un realizator de emisiuni, cel puțin pe plan local, va trece într-o barcă politică și va și candida, ca să spun, din partea unui partid, indiferent care ar fi acela la un moment dat, fiecare își alege partidul pe care și-l dorește în viață. Și te-aș întreba de ce ai candidat și n-aș vrea să-mi dai răspunsul acela pe care probabil îl vei da în campanie electorală sau celor care cu care te vei întâlni. Aș vrea să-mi dai un răspuns sincer din perspectiva omului Nicu Iuga, nu din perspectiva candidatului pe PDD. De mulți ani încoace cunosc realitățile orașului. De aproape 3 ani vorbesc în fiecare seară despre ce se întâmplă în oraș, ce se întâmplă în Maramureșul istoric. Dar și ce se întâmplă la București. Nu am ratat niciodată și nu am iertat să taxez vreun derapaj al unui deputat, senator, ales local, oricine ar fi fost, care din punctul meu de vedere a greșit, l-am taxat în emisiune. Am ajuns în acești aproape 3 ani de emisiune să cunosc până la ultimul detaliu tot ce înseamnă Sighet, tot ce înseamnă Bârsana, tot ce înseamnă Maramureș istoric. Momentul în care au venit alegerile locale, am zis, este momentul schimbării. La Sighet s-a format o echipă foarte, foarte bine structurată, care a luat conducerea orașului. Primarul Ovidiu Nemes a câștigat zdrobitor cu un scor de aproape 70%. S-a format majoritate în Consiliul Local. Toate lucrurile mergeau bine pentru oraș. În doar câteva luni de mandat se văd multe, multe realizări în oraș. Felicit primarul din acest punct de vedere, jos pălăria. Momentul în care am văzut candidații propuși de partide să reprezinte Sighetul în Parlament, am zis, aici va fi o problemă. Nu mă va convinge pe mine nimeni că cineva venit din Baia Mare sau din București, care iubește brusc orașul, iubește Sighetul dintr-o dată, deși poate a fost când și când prin oraș, vrea să reprezinte Sighetul. Spune, domnule, în Parlament, din partea Sighetului, trebuie să meargă un Sighetean. Bun, aici am să te opresc puțin. Sigur, până la urmă tot răspunsul acela politic mi l-ai dat, nu neapărat cel pe care, să spunem, îl așteptam din plan personal. Te-aș contrazice din perspectiva următoare. Sunt oameni care locuiesc și în Baia Mare, locuiesc și în Sighetul Marmației. De exemplu, domnul Gheorghe Mihai Bârlea este unul dintre ei, are casă și în Baia Mare, are casă și în Sighet, îl leagă niște lucruri de aceste meleaguri. Alți candidați sunt din Iehud, alții din Vișeu. De ce ar trebui neapărat să stigmatizăm pe cei care la un moment dat ajung să candideze nu pe un colegiu, să spunem, din Baia Mare, ci pe unul din Sighetul Marmației? Există o fragmentare atât de mare, muntele ăsta care, sub care nu mai trece tunelul ăla mult promis, ne desparte atât de mult încât cei de dincolo de deal, cum spun băimărenii, sau invers, cei de dincolo de deal, cum spun moroșenii din Maramureșul istoric, sunt atât de diferiți încât nu pot avea la un moment dat un reprezentant normal și obișnuit, indiferent că el vine din Baia Mare sau din Iehud. Noi, sighetenii, nu suntem în stare să ne reprezentăm singuri. Trebuie să vină cineva din Baia Mare, din Bacău, indiferent de unde ar fi, să ne reprezinte pe noi, sighetenii. Bun, da. Lucrul ăsta nu se întâmplă neapărat la un anumit partid. Se întâmplă la toate partidele. Nu? Eu, de exemplu, cunosc realitățile acestui oraș. De 31 de ani locuiesc în acest oraș. N-am locuit decât cât am fost student. Am stat în Cluj sau în București o perioadă de timp. În rest, am locuit în acest oraș, cunosc orașul în detaliu, știu care sunt nevoile comunității aici în Sighet. Am susținut echipa primarului Ovidiu Nemes pentru primărie
puternic de tot. Bun. Cred în ceea ce face echipa. Parlamentarul reprezintă Marea Mureșul, dacă stăm să ne gândim. Nu, nu înseamnă că parlamentarul reprezintă neapărat sighetul Marmației. De aceea s-au făcut colegii unii nominale, pentru că din fiecare colegiu pleacă un reprezentant al zonei, care va reprezenta zona la București. Nu mă convinge nimeni, din punctul meu de vedere, dacă va merge în Parlament cineva din Baia Mare, din București, de unde o fi, cei care reprezintă Sighetul, vor fi 4 ani pierduți pentru Sighet. Acesta este punctul meu de vedere. De ce? Pentru că parlamentarul, pentru la un moment dat, trebuie să se întoarcă aici și să spună, domnule, după 4 ani, dacă mai candidez, cum este și cazul domnului Bârla, am făcut următoarele lucruri. Nu le-am făcut, nu pot să fac. Indiferent că este din Baia Mare, că este din Borșa, este din Vișeu sau din Bârsană. Nu, nu este, deci trebuie să te contrazic. Eu zic că cel care ar reprezenta și ar fi putut să reprezinte foarte bine interesele sighetenilor și reprezintă, cred, la ora actuală, este consilierul local. Poate că la consiliul local tu ai fi fost cel mai nimerit. Știm foarte bine unde se împart, de unde se împart banii. Banii se împart din Parlament. Da? Finanțările toate trebuie susținute. Dacă este o persoană care cunoaște zona, știe problemele care sunt aici. Dar este o persoană. Este o persoană implicată emoțional față de comunitate. Da? Una. Nu mă convinge nimeni că cineva a venit din Baia Mare sau din Bacău, de unde o fi venind, este implicată dintr-o dată emoțional și iubește Sighetul atât de mult încât se va da Nico, peste cap să facă persoană, totul pentru acest oraș. În momentul în care ajungi în Parlament, nu mai ești neapărat uninominal, reprezinți Maramureșul împreună cu ceilalți parlamentari și toți trebuie să faceți lobby, dacă ajungeți acolo în Parlament, pentru Maramureș. Revin la aceeași nu întrebare. Nu poți să fii tu unul parlamentar care să aducă pentru Sighet tot. Am să inversez rolurile atunci și am să te întreb eu pe tine. Nu suntem noi în stare sighetenii să ne prezentăm singur, trebuie să aducem pe cineva din Baia Mare. Nu există un om puternic în PNL, în PSD, în PC, în UNPR, în alianța asta din Sighet, din zona noastră care să reprezinte. Există un candidat de la un alt partid care are apartament și în Baia Mare și în Sighet. Deci nici nu el se e potrivit. Poate spune despre domnul Bârlea. Domnul Bârlea totuși locuiește în Sighet. Da? Acum eu am avut diferendele cu Dăncuș. Dăncuș locuiește în Baia Mare, Doru Dăncuș e din Ieud. Candidează la Sighet. Nu are, ce legătură are? Absolut nicio legătură nu are cu Sighetul. Deci asta am făcut, am analizat și am ajuns la concluzia că există 2 sigheteni care pot să reprezinte real Maramureșul. Unul dintre ei este Loții Tivadar, Vasile Tivadar, care candidează de la ecologiști, și al doilea este István Bereș. De ce? Pentru că s-au născut în Sighetul Marmației? Pentru că au trăit aici și cunosc realitatea. Deci nu, după părerea ta, un parlamentar nu este, să spun, n-are voie să candideze numai acolo unde s-a născut. Așa ar fi corect. Dacă tu te vei muta peste un an la București cu familia și stai acolo 10 ani, n-ai voie să candidezi de pe București. Dacă ai trăit o vreme lungă, da, 10 ani de zile într-o localitate, deja ai asimilat localitatea, te-ai legat emoțional. Dar dacă vii aici în Sighet și nici măcar nu știi cum să ajungi din Big până în Independență, că n-ai auzit ce înseamnă Independență sau Big, nu știu ce legătură are. Omul să stea aici ca să se obișnuiască cu lucrul ăsta. Cristian Angel a fost primar la Baia Mare ani de zile, el fiind din Pitești, da? Și a fost, nu știu câte mandate primar. Deci, a repet, fost asimilat. Poate că un parlamentar care candidează din altă localitate, fie Ieud, fie Baia Mare, fie altă localitate, va veni în Sighet și peste 4 ani va fi din nou parlamentar, nu înțeleg, și se va obișnui cu lucrul ăsta. Nu înțeleg de ce trebuie adus, repet, pe cineva aici. Suntem noi capabili să ne reprezentăm. Există oameni. Și în momentul în care eu am văzut cum merg lucrurile, că ne poate reprezenta în Parlament Loții Tivadar sau István Bereș sau 2 persoane din Baia Mare, am spus gata, până aici. Am stat 4 ani și am discutat despre problemele orașului. Toată lumea a auzit în emisiune ce am spus, în emisiunea ta ce s-a spus, câte nu s-au dezvăluit aici matrapazlâcuri și ce au făcut politicienii, mai mari sau mai mici, cum au fi fost ei. Dar mare lucru nu s-a întâmplat. Și am spus că trebuie să fac un pas înainte. De acum deja încolo, ești și tu un om politic. De acum încolo nu, și am spus, domnule, trebuie să mă implic în mod direct în viața comunității, pentru că nu mai vreau încă 4 ani pierdus pentru Sighet. Eu, de exemplu, nu discutăm programe electorale, dar eu sunt dispus din 6 în 6 luni, dacă nu mă îndeplinesc programul pe care îl voi prezenta în emisiunile de promovare și pe alte căi după ce începe campania electorală, eu voi da demisia dacă nu reușesc să realizez ceea ce voi prezenta cetățenilor, ce propun cetățenilor, ce promit până la urmă cetățenilor că pot să fac. La sfârșitul, lunii iunie 2013. Nu știu câți ar fi în stare de asta. Eu să stau degeaba acolo și să văd că nu pot să fac nimic, nu are rost să stau. La ce să stau? Să mă plimb cu liftul? Sau ce să fac în Parlament? Un parlamentar
în cazul tău, dacă vei ajunge din partea PPDD, da? Ce poate să facă un parlamentar PPDD și poate încă nu știu cât X, care oricum vor fi minoritari în Parlament, în fața forței USL, forței ARD și altor forțe și coaliții care se vor face acolo, iar parlamentarul PPDD va fi el acolo, domnul singur, și va vorbi de la tribuna Parlamentului. Acea situație este în Consiliul Local, la ora actuală, există un singur consilier local PPDD. Ce poate el să facă, în afară de a avea inițiative legislative sau inițiative propuneri de hotărâri de Consiliul Local, dar care poate să treacă sau poate să nu treacă? Trebuie să te duci și să bați la ușa. USL, ARD, care o mai intra, UDMR, domnilor, doriți să... Și o să spună să trântească ușa. Deci, nu, un deputat trebuie să fie ca un viceprimar, dacă vrei să-l numești așa, pentru localitățile pe care le reprezintă. Un deputat trebuie să vină și să-și caute primarii. Domnule, de ce ai nevoie de asta? Hai să facem un proiect serios. Tu, ca deputat, poți să... Deci, primești niște sume forfetare, poți să faci o echipă prin care să faci fonduri europene, fonduri, lucrări pe fonduri guvernamentale. În momentul în care te duci cu un proiect serios acolo, nu, culoarea politică contează puțin, dar știi cum s-au obișnuit parlamentarii cei mai mulți și... dintre cei care candidează sunt deja cu funcții și cu vicepreședinți și președinți pe la nu știu ce instituții, sunt obișnuiți pe unde merg, ba să primească câte un grătar, ba să primească o țuică gratis, ba vai domnul parlamentar să fie periat, vai domnul senator, vai domnul sau doamna deputat, să rămână, poftiți loc, o cafeluță, o ceva, și au cam intrat în viața asta în care se simt că nu trebuie să facă nimic și li se cuvine totul. Și li se cuvine totul și nu fac nimic, nu se implică aproape în nimic. Asta eu nu sunt genul ăsta de om. La un moment dat. Eu am vârsta necesară. Ce poți să faci tu ca și parlamentar singur? Singur de la PPDD cu, mă rog, celălalt parlamentar PPDD? Parlamentarii UDMR pot să facă ceva sau nu? UDMR au fost la guvernare de când lumea și pământul, indiferent că a fost PSD... Ori fi făcut sau n-au făcut. PDL deci, sau alt eu nu am văzut diferență între a fi sau nu fi la guvernare, din păcate, cel puțin pentru zona noastră. Senatorul în funcție nu poate spune că n-a avut toate pârghile în mână. A fost la guvernare 4 ani, nu am văzut mari rezultate, însă pot să vă dau exemple de prin țară, de persoane care chiar dacă n-au fost la guvernare, însă au ținut pentru localitatea lor. Ca parlamentar, deputat, tu ești într-o comisie. Că o fie aia comisie de buget, finanțe, asta ar fi cazul strălucit. Pregătirea mea de economist și pregătirea în management european mă recomandă pentru asemenea comisie. Îți aduce următorul avantaj. Dacă se dorește alocarea unor sume de bani, de exemplu, pentru nu știu ce lucrare, acolo tot, în fiecare comisie toate depinde fiecare vot al fiecărui parlamentar, indiferent că o fi partid mic, că o fi partid mare. Și tu zici, domnule, sigur că da, dar mai dați-mi și mie poate un 2 miliarde, vorbim în lei vechi, pentru Bârsana, mai dați-mi un 5 miliarde pentru Sighetul Marmației să mai asfaltăm un drum, dați-mi vreo 2 miliarde pentru Săpânța să ajutăm la mănăstire acolo sau... să asfaltăm o uliță, să îmbunătățim iluminatul public. Eu m-am săturat de 22 de ani să circul cu mașina și să fie un pericol pentru că nu funcționează iluminatul public în o groază de localități. Nu știu, presupun că ai circulat noaptea. A fost groaznic sau este groaznic să circul noaptea fără lumină prin sate. Mulți oameni și-au pierdut viața din cauza iluminatului public. Sunt asta câteva... problema primarului la moment dat. Nu este doar o problemă a primarului. Primăriile sunt atât de sărace în unele zone încât nu-și permit să plătească curentul electric. Niciun primar nu cred că nu-și dorește să plătească, să aibă lumină în localitatea respectivă. Se pot face diverse amendamente legislative prin care să acorzi unele sume forfetare pentru primăriile din zona rurală, să le suporți o parte din curent, da, toate sau să le scazi accizele. Toate lucrurile astea pe care tu ți le propui făcute dacă vei fi deputat, depind la un moment dat de semnătura, de pixul unui ministru care poate nu va fi de la PPDD, a unui factor de decizie care la un moment dat nu va avea, să spunem, niciun fel de deschidere înspre PPDD. Asta e marea greșeală în ultimii 22 de ani, că toate depind de PCR, pile, cunoștințe și relații. Bun, nu se schimbă peste noapte sistemul. Unele lucruri se pot schimba. Dacă vii cu lucruri de bun simț, lucruri care necesită doar puțină analiză, implicare, lucruri cu care să demonstrez că se pot rezolva probleme și fără sume foarte mari de bani, doar prin voință, lucrurile acelea se vor rezolva. Niciun ministru nu este căzut în cap, indiferent de la ce partid o fi, când vede un lucru de bun simț să nu fie de acord cu el. Deci el trebuie să-și desfășoare activitatea în, respectând Constituția și apărând interesele țării, pentru că el depune un jurământ în momentul respectiv.
Nu cred că își permite dacă vreun ministru să facă. N-ai fi realizat timp de 2 ani de zile, de 2 ani de zile această emisiune în care ai vorbit atât de mult despre toate lucrurile și astea. Ce să accept? Aș începe să te și cred. Și ce să accept? Dar mi-amintesc că tu cu gura ta ai spus nu odată, sistemul este corupt, sunt lucruri care se întâmplă. Păi și de unde toate schimbăm? Lucrurile astea nu se schimbă peste noapte, și, Nicu. Și de unde nu schimbăm? Se schimbă printr-o candidatură, prin faptul că la un dat ajungi deputat. Păi de undeva trebuie să încep schimbarea asta. Că dacă nu încep și stai și te lamentezi de pe margine, ioi, nu se schimbă, nu se schimbă, nu se poate schimba nimic, înseamnă că, cum să zic, stăm și citim Miorița cu toții. Bun, suntem pe final. Nimeni nu mă convinge. Până la urmă și colegii mei fac semn că se termină bateria de la calculator. A fost, cred că, cea mai scurtă parte a doua emisiunii tale de când o realizez. Nu, au fost și mai scurte. Stai tu liniștit. Nicio problemă. Dar aș vrea să le spui telespectatorilor noștri, pentru că toți suntem în pre-campanie electorală, când încă mai putem spune anumite lucruri și decizia CNA-ului nu ne îngrădește chiar atât de tare. Ce șanse crezi că ai tu în fața candidatului de la USL, care vine pe un val politic, a candidatului de la ARD, care are totuși un partid în spate, iar tu vii din partea Partidului Poporului, Dan Diaconescu, cel care stă pe televiziune toată noaptea, dacă e cazul, are într-adevăr audiența lui, oamenii lui care trebuie să mă lași două minute și am să răspund la această întrebare. Unu, pe mine nu mă interesează Dan Diaconescu, deci pe mine mă interesează Sighetul Marmației, pe mine mă interesează zona din care sunt. Bârsana, diverse localități rurale care fac parte din colegiu. Eu, prin ceea ce am să prezint în campanie electorală, sper să atrag cetățenii și voi pune gaj, cred că sunt singurul politician din această țară care va pune gaj demisia în alb la fiecare cetățean în mână. Cine o va înainta? Fiecare cetățean va avea demisia mea în mână printr-un contract pe care îl voi face. Contract cu Sighetenii, n-am să intru să dau detalii. Este campanie electorală, să nu fim taxați că începem campanie electorală mai repede. Deci, dar eu sunt dispus la sfârșitul lunii iunie 2013 să-mi dau demisia dacă nu reușesc să rezolv ceea ce am promis la finalul anului 2013 și tot din 6 în 6 luni, programul va merge etapizat pe câte 6 luni, dacă nu reușesc cu termene de realizare clare, dacă nu reușesc să rezolv problemele respective, eu îmi voi da demisia pentru că înseamnă că tu ai dreptate, ești mic, adică sunt mic în comparație cu corupția mare și dacă nu reușesc să fac nimic, înseamnă că trebuie să las singur locul corupților, serios. Și Dan Diaconescu este singur cu televiziunea lui, merge neadevărat înainte, dar repet, nu înseamnă că a schimbat prea mult în țara asta, sau cel puțin asta e o părere. Nu mă interesează ce face Dan Diaconescu, nu mă interesează ce face Victor Ponta, nu mă interesează ce face Traian Băsescu. Mai aveam o întrebare ultimă, mă interesează doar ce pot să fac eu pentru cei pe care îi reprezint. Țin la Sighet, doresc ca Sighetul să se poată dezvolta. Avem un primar care se descurcă foarte bine în ceea ce face, însă are nevoie de o persoană care să-i răspundă oricând la telefon și nu doar să-i răspundă la telefon, dar să-l și caute și să-l întrebe de ce are nevoie. Nu are nevoie de o persoană care vine dintr-o localitate X sau Y, de dincolo de deal, de dincolo de munți, din Pakistan, de unde vine, și dintr-o dată iubește Sighetul și dorește să fie mare, mare sighetean. Nu cred basme. Aveți emisiunea pe TV Sighet, poveste de noapte bună. Eu cred că lucrurile alea acolo se pot spune și atât. Eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom revedea și în campanie electorală. Cel puțin din punctul ăsta de vedere nu pot să fiu de acord. Faptul că nu ești cu buletin sau născut cu certificat de naștere în Sighetul Marmației sau în orice altă localitate din țară nu înseamnă neapărat că nu poți să candidezi sau să reprezinți la un moment dat este orașul. Vorba... Asta și din perspectivă personală, dacă vrei, pentru că și eu am născut în Baia este Mare, vorba... dar mă leagă lucrul de Sighetul Marmației poate mai mult decât de este Baia vorba Mare. Măcar de a fi trăit câțiva ani de zile în localitatea respectivă și după aceea să vii și să o iubești. Fiecare nu, are nu tot poți timpul. Să iubești. Știi cum sună asta? Ca și o căsătorie de aia din Ev Mediu. Când soția nu-și cunoștea bărbatul până când nu erau de acord părinții și trebuia să-l iubească cu forța. Ei, trebuie totuși să treacă o perioadă și după aia să spui că iubești orașul sau nu-l iubești. Nu poți să vii din afara lui înainte să-l cunoști să spui că-l iubești. Nu cred asta. Poveste de noapte bună. 6 fix, spune regia. Îți mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Urmează știrile cu Ioana Popovici. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale.
Dar când am discutat cu ministrul de finanțe și vă spun că din prima zi, încă nu eram doar propus, am avut datele bugetare. Să nu uităm că în septembrie avem de plătit deja returnăm credit. Și când am văzut situația în prima ședință de guvern, am realizat și eu în ce situație e România. Chiar dacă, și credeți-mă, nu mă schimb de la o zi la alta. Ieri, marți, am fost lider de sindicat, miercuri în guvern și deja mi-a spălat cineva creierul și gândesc în optica guvern. Chiar ziceam asta. Dom'le, când o să ies și o să spun la colegii mei că nu sunt bani, o să zic că da, deja te-ai dat și tu cu politicienii, că deja ne spui că nu sunt bani. Nu, situația este critică. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Discursul lui Mihai e interesant. Face trimitere exact la Constituție, la legi, la reglementări anteriori. Dar din păcate la majoritatea și în mod deosebit la lideri, la cei care sunt la pupitru, la butoane, la decizie în PDL, era un discurs duplicitar. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. În ultimii 12 ani de zile, Sighetul a fost decuplat de la o dezvoltare organică coerentă ca municipiu. Ca oraș, niciun proiect important nu s-a realizat. Nici o investiție importantă n-a venit în Sighetul Marmației. Nici o oportunitate reală nu s-a oferit pentru investitorii potențiali. Aici, cum să vă spun, orașul a fost gospodărit în maniera gospodinei care spală pierderile și ascunde gunoiul sub pat. Știau foarte bine și domnul deputat și domnul senator care sunt interesele autorităților locale, a Consiliului Local de la Sighet. Nu poate să spună că nu n-au știut, dar eu nu pot să spun că au intervenit sau să-i judec că n-au intervenit. Pot spune doar atât. N-am câștigat nimic. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Știam, eram convins că datorită perioadei grea o să pierdem din imagine, o să pierdem din susținerea multora. Dar a meritat și am făcut-o pentru țară. Mai mult, acum o spun aici, între dumneavoastră, colegi, pentru că eu am ajuns să-l cunosc în 7 ani de zile ca om, în 8 ani de zile aproape, ca om. Să fie cu iertare. Este un asistat social. Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Căminul de vizitare a fost în regulă, a venit și s-a turnat peste toată strada și i-a acoperit vana. Nu e adevărat! Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, dribla dreapta, să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curbă, Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150, download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Nou la Orizont, în cadrul depozitului de materiale de construcții s-a extins magazinul din incintă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, cu o gamă largă de produse specifice construcțiilor la prețuri speciale pentru tine și un spațiu cu destinația exclusivă a obiectelor sanitare și a mobilierului de baie. Orizont oferă structuri, izolații hidro și termozidărie, învelitori, ferestre de mansardă, sisteme de canalizare și o largă gamă de finisaje interioare, exterioare și decorative, pardoseli civile și industriale și multe alte soluții. Într-un cuvânt, totul pentru construcția ta. Vizitează-ne să te convingi. Orizont, soluția ta în construcții. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Confex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid, Atmos, UDI, Viadrus,
Radiatoare din tablă de oțel Corado, Thermolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani. Panouri solare Termosolar. Metal Convex Prod. Execută, pune în funcțiune, oferă service în garanție și post-garanție. Cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.